Data la care se virează subvenția așteptată de către legumicultori. Sumele pentru culturile din sere și solarii urmează să fie achitate prin direcțiile agricole județene. În prezent, specialiștii direcțiilor agricole județene desfășoară controle la fermierii care au depus cerere de înscriere în programul de minimis la legume ciclul 2. Aceste verificări sunt efectuate pe baza notificărilor primite de la beneficiarii plăților și se desfășoară în toate județele unde legumicultorii au depus cereri pentru obținerea ajutorului de minimis 1000 de euro per 1000 de metri pătrați per beneficiar. În cadrul programului de legume ciclul 2, fermierii pot beneficia de un sprijin financiar de maxim 1000 de euro acordat pentru o singură cultură din cele prevăzute în program. Producția minimă prevăzută în program variază în funcție de tipul de legume cultivate, cum ar fi 3.000 de kilograme per 1.000 de metri pătrați pentru cultură de tomate, 2.000 de kilograme per 1.000 de metri pătrați pentru cultura de ardei iute sau gogoșar. Aceste producții trebuie să fie valorificate în intervalul 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024, iar fermierii au obligația de a depune documentele justificative până la data de 9 februarie 2024 inclusiv. Potrivit hotărârii de guvern numărul 846/2023, termenul legal de începere a plăților este de 26 februarie 2024. Beneficiarii vor primi sprijinul financiar în lei la un curs de schimb de 4,94 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2022, relatează Antena 3.ro.